Sí, Andorres, se me dori tú. Adica se fue un emulitor. Eu știu că timpul tot nu e ar. Bun găsit, doamnelor și domnilor, mereu am fost alături căutând tot ceea ce s-a întâmplat în viața unui artist absolut extraordinar, a unui om care a fost ca o stâncă. Numai că din păcate aseară o parte din zâmbetul României a pierit, pentru că iată, ne-am despărțit după o suferință îndelungată de maestru Alexandru Arșinel. Avem astăzi bucuria de a fi alături aici în studio, dar și la Teatrul Constantin Tănase, unde deja este Alexandru Arșinel, trupul său neînsuflețit, și îl puteți onora și vedea pentru ultima dată. Îi vom avea pe cei care au petrecut ani și ani, decenii, alături de Alexandru Arșinel. Îi salut pe distinșii mei invitați de astăzi, Cristina Deleanu, Eugen Cristea, au colindat lumea împreună cu maestru Arșinel. Bună ziua! Bună ziua! Și Dumnezeu să-l ierte! Și Dumnezeu să-l odihnească! Imediat ajungem către Teatrul Tănase, dar vă aduc aminte acum de un moment pe care, sincer, nu mi l-am dorit să fie ultimul. Era ziua de naștere a lui Alexandru Arșinel. L-am sunat, maestru Arșinel a spus ok, vino. După care era clar că nu era în plenitudinea forțelor. Până la urmă a zis, uite, am să fac un efort, Cristi, dar vreau să spun ceva. Nu mai sunt bine. Pentru prima oară, după o prietenie de ani și ani de zile, îmi spunea, nu mai sunt bine. Să vedem ultima intervenție, chiar de ziua lui Alexandru Arșinel, pe care a avut-o la o televiziune. Maestre, vă pup, vă iubim, ce mai faceți? Ce faceți? Te sărut, dragul meu, ce să fac? Nu fac bine, bă! Și totdeauna mi-a făcut plăcere să spun bine, dar nu mai fac chiar de la o vreme așa de bine. Și cu pandemia și cu niște internări din astea care mi-au dat de gândit, nu sunt prea entuziasmat de felul cum mă mișc. Maestre, nu vreau să vă ținem mult, vreau doar un minut sau două să stăm împreună. Vreau să vă întreb ce vă doriți, pentru că mâine este ziua dumneavoastră și toate gândurile românilor care vă iubesc, pentru că sunteți între nemuritorii scenei românesc, se vor gândi la dumneavoastră. Prin urmare, ce vă doriți pentru ziua dumneavoastră mâine când veți împlini 83 de ani? Cristi, îmi doresc ce mi-ai dorit tu, adică să fiu nemuritor. Îmi doresc să fim câteva minute împreună, pentru că dacă suntem împreună înseamnă că sunt și într-un fel sau altul nemuritor. Îmi doresc ca teatrul meu Constantin Tănase să fie nemuritor, să nu aibă sfârșit, să fie un teatru care traversează tot secolul 20 și tot secolul 21. Cristi, vă iubesc din tot sufletul. Maestre, simplu fapt că vă vedem în acest moment este o mare bucurie pentru toți cei care voiau să știe ce face maestru Arșinel. Este acasă, își revine și cine știe mâine, poimine, când vă face o surpriză să vă vedeți din nou la teatru. Maestre, toate gândurile noastre bune, mulțumim că ne-ați primit și ne vedem într-o zi cu soare să povestim noi doi câte în lună și în stele. Vă pupăm, pupați toată familia și să fiți sănătoși. Mare drag! Să dea Dumnezeu și abia aștept să ne reîntâlnim.